fericită în acest moment? Nu se vede. Maria Constantin pare că și-a revenit după despărțirea de Marcel Toader. Sunt foarte fericită, mai ales că tot timpul merg și cânt, cânt pentru oameni și bucur oamenii și asta e foarte, foarte important pentru mine. Maria Constantin a intrat la conservator între primii 6, iar acum se gândește doar la viața studențească. Mă prezint la cursuri, sunt foarte, foarte, foarte responsabilă, dacă mă vezi acolo când stau în băcuță, cu minte, adică... Ce pancă stai, în primul rând? Prima. Hai, mă. Prima. Prima sunt și vreau să spun că am fost tare fericită și m-am simțit foarte bine, pentru că acolo oarecum suntem împărțiți în niște grupe și fac tot timpul parte din grupa întâi, pentru că am obținut note foarte mari, adică mă găsesc acolo între oamenii care au luat și au obținut rezultate destul de bune. Sper să mă mențin pe același loc și eu zic că o să-mi iasă lucrul ăsta, fiindcă doresc foarte mult, este visul meu din copilărie să fiu la conservator și nu vreau să trec așa carața prin baltă, vreau să evoluez și să studiez, să învăț foarte multe lucruri. În timpul liber, lucrează de zor la o colecție de haine. Primele rezultate se văd deja pentru că vedeta a început să îmbrace propriile creații. Sunt create de mine, aceste, da, sunt de fapt șoarțe oltenești, dar modificate și făcute sunt în altă formă. De treabă ne-am apucat, așa, au fost foarte multe lucruri în această perioadă pentru mine. Eu am fost cea aglomerată, eu sunt vinovata, nu Raluca. Am fost foarte ocupate și n-am avut cum să finalizăm proiectul, dar sper ca până de sărbătorile de iarnă să fie totul finalizat cu, știu, toate colecțiile și să fie așa de Moș Crăciun. De ce m-am gândit la această afacere? Pentru că foarte multă lume îmi trimite mesaje pe pagina de Facebook și mă întreabă de unde ți iei ținutele, de unde ți le cumperi, și atunci normal că am găsit o variantă de mijloc. Maria spune că mereu îi zboară gândul la băiatul ei. Este o legătură foarte strânsă și e normal să fie așa, pentru că relația mamă-copil, adică indiferent oricine ce ar încerca, tot aia rămâne, n-ai cum să desfaci lucrurile astea, pentru că sunt lăsate de la Dumnezeu. Și atunci abia aștept să mă văd cu el, chiar ne pregătim pentru vacanța de iarnă. Să le iei în vacanța de iarnă? Da, bineînțeles. Bineînțeles, deja am stabilit. Din nou. Păi normal. Te duci la munte. Bine, el băiatul. Băia tare mama, vorba. Băia tare mama, dă-i seama când o fi soacră mare. Hai mă, crești tinerică, n-ai cum să... Să știi niciodată, păi da, dar și băiatul meu are 8 ani. Îți dai seama că la 50 de ani deja sunt soacră mare. Cât despre o eventuală căsătorie... Mai crezi în iubire? Normal, iubim natura, iubim familie, iubim oamenii, nu, știi, iubim toată lumea. Dacă mai crezi în sufletul perechi, în sensul ăsta? Mai depinde cum privești lucrurile, depinde din ce unghi privești lucrurile. Depinde dacă găsești persoana potrivită, depinde de foarte multe lucruri. Deocamdată marea mea iubire este familia, copilul meu, cariera și punct.